Penitenciarul Baia Mare a anunțat recent că pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice din Maramureș, în condiții avantajoase, forța de muncă a deținuților. Pentru cetățenii de rând, situația este cel puțin ciudată și asta pentru că majoritatea dintre ei nu se așteaptă la ceva bun din partea celor de după gratii. Reprezentanții penitenciarului au explicat care sunt avantajele lucrului cu deținuții. Se elimină plata contribuțiilor către stat și problemele generate de legislația muncii, iar tariful orar este negociabil. De asemenea, în caz de intemperii sau alte probleme, poate fi sistată temporar activitatea cu persoanele condamnate, fără a angaja beneficiarul în alte cheltuieli suplimentare. Punem la dispoziție atât forța de muncă cât și spațiile de producție interioare. Avem aici în incinta penitenciarului 3 spații de producție pe care potențialii interesați pot veni să le vadă și putem negocia condițiile contractuale pentru producția fie întreagă, fie parțială a unor produse, mai puțin cele alimentare care necesită niște condiții speciale. Pentru cei care își ispășesc pedeapsa la Satul Nou de Sus, este o oportunitate de a-și dezvolta abilitățile necesare după eliberare și de a-și schimba comportamentul. 113 deținuți sunt disponibili pentru a desfășura activități de genul celor amintite. Până la acest moment, efectivul mediu de deținuți folosiți la muncă a fost de 158 de deținuți la un efectiv total de 370. Cei interesați de contractarea forței de muncă specială din penitenciar se pot adresa instituției noastre, fie prin prezentarea aici la sediul penitenciarului, fie contactându-ne telefonic. Vin aici și negociem condițiile contractuale. Penitenciarul Baia Mare este de mai multe luni în lucrări de renovare, iar cea mai mare parte este executată de deținuți închiși aici.